permanent pentru luni, 23 mai, ora 11, cu speranța că cei care sunt în teritoriu vor putea să vină. Faptul că s-a făcut convocarea de pozi pe alta, probabil că le-a creat unora dintre colegi probleme. Eu mi-am abandonat prima parte a programului de astăzi, pentru ca să facem ședința și să o pot prezida, dar din păcate nu e suficient. Dar reprezentanții căror partide au lipsit? Sau de la toate partidele? De la toate partidele văd că au fost absenți. Ați primit vreo explicație telefonică măcar? Nu. Acestor nu. Da. De cum va vota la ABC, de cum va vota în Senat despre... Nici nu știu ce conține dosarul. Trebuie să așteptăm un punct de vedere al Comisiei Juridice. Adică ieri ați spus ceva despre solicitare. Da, am spus despre solicitare și vă mai spun din nou același lucru, că acolo este vorba despre obținerea de foroase necuvenite pentru un altul și având în vedere că alegerile l-a câștigat actualul președinte, bănuiesc că el e cel care a obținut foloasele. Corlățean știu că nu era în același partid cu domnul Iohannis, era în partid PSD și este. Da? Deci premiza de lucru din start mi se pare că e greșită, dar în fine, o să vedem ce spune referatul, ce spune Comisia Juridică. Sunt președinte, dar dacă n-au venit astăzi, este o bună campanie, bănuiesc asta fac mai de teritoriu. Și eu bănuiesc același lucru, da. Credeți că vor veni buni? Datoria mea este să convoc ședința, nu pot să citesc gândurile fiecăruia din membrii biroului permanent. Dar cu toate procedurile în derulare, chiar dacă luni se va face BP, nu vom ajunge să avem un plen al Senatului după alegerile locale? O să vedem cât de repede. Sunt niște termene pe care știți că le are și Comisia Juridică, în interiorul cărora trebuie să analizeze dosarele. Cred că dosarele... De altfel am și primit o scrisoare de la președintele Comisiei în acest sens, care propune niște termene, dar sigur că nu le putem lua în considerație decât în momentul în care ne întrunim ședința și avem vorumul legal. Dar ce termene propune președintele Comisiei? Termenele pe care sunt prevăzute în regulament. Care regulament? Sau mai mult? În regulamentul Senatului nu există niciun termen. Procedural, președintele Comisiei a făcut exact aceleași propuneri pe care le face de obicei. Nu, știți de ce? Pentru că pe începerea urmăritului penale, din câte știm noi, poate s-a schimbat între timp, nu există acea prevedere cu 5 zile la Comisie, 3 la plen sau invers. Da. Doar pe arestare preventivă. De aceea vă întrebăm care sunt termenele. O să vedem. Când o să analizăm scrisoarea, atunci o să vă pot comunica. Dar în acest moment, dacă biroul permanent nu a avut ședință, dosarul mai merge la Comisia Juridică, procedural? Nu. Deci este... E până pe care se merge la Comisia.